Reprezentanții Direcției de Sănătate Publică Olt desfășoară o serie de controle în această perioadă în spitale, laboratoarele medicale din județ, la ambulanța publică, dar și la cele private. Primele deficiențe au fost deja descoperite pe toate liniile de control, spun reprezentanții DSP. La Balș, la un laborator privat de analize medicale, inspectorii DSP au găsit medicamente expirate în trusa de urgență. Sunt o serie întreagă de nereguli depistate, s-au dat câteva amenzi pe problemele găsite, facem și acțiuni de recontrol acolo unde s-au depistat nereguli. Săptămâna viitoare vom avea niște concluzii clare și ferme. Din punctul nostru de vedere, atitudinea cred că trebuie să fie una intransigentă, pentru că vorbim de sănătatea oamenilor din județul Olt. Verificările continuă toată luna aceasta, iar de la anul controlele vor fi reluate.